slăvit să fie Domnul. Toma. Doar cu câteva zile înainte, Toma privia la Iisus. El, cel pe care l-a urmat, urcat-i acum pe o cruce sus. Și ce priveliște amară să vezi pe cel ce l-a iubit, bătut, hulit, disprețuit și în cuie grele pironit. În hohote plânge Maria și lui Toma nu-i vine să creadă. Nu este acesta cel ce a spus că în el toți să se încreadă? Dar îl privește cum se stinge și în mormânt e așezat. Ceva în inimă i se frânge și necredința l-a înfășat. Și iată-l pe ucenicul lui Iisus, cumplit, fără speranță, spunând mereu, fără vreo urmă de credință, nu cred că-i viu până nu-l văd, să ating cu mâna mea locul unde se află văzându-i rana, semnele piroanelor din palmele sale, atunci am să cred. O, nu te îndoi ca Toma, ci fi bun, drept și tare credincios. Și a mers în Galileea, vrând pe drept să se convingă. Tainică înviere este adevărată. A înviat din morți Hristos, biruind moartea pe vecie, numai el putea să o învingă. Căci ziua marii învieri aduceva cu ea lumina. Trecând prin moarte, Iisus putea să ne ia vina. O, câtă milă și îndurare și ce dragoste arată Iisus lui Toma, îi vorbește și rănile își arată. Privește rana lui din coastă și mâinile ce-au fost străpunse. O, ce bucuros e Toma! Ce haruri vii și nepătrunse! Ce dulce e momentul când el crede cu adevărat în Domnul Dumnezeul lui, ce din mormânt a înviat și a dat seama de îndoială. S-a smerit și a acceptat că Iisus Domnul e în Galileea, e aici, e viu și nevătămat. Mai mare i-a fost credința auzindu-l. Vino la mine îndat, căci eu sunt viu în veci și te iubesc. Crede și nu fi necredincios. Cu frică și cu teamă a căzut jos, sfios la ale lui picioare. Atunci a zis înduioșat, Domnul meu și Dumnezeul meu, Doamne, iartă mea necredință, iartă vina neîncrederii mele și fă ca prin tine să-l văd pe Dumnezeu. Fericiți sunt toți acei credincioși aleși care n-au văzut. Sunt mulți, Doamne, care n-au văzut, dar de tine au auzit și au mers cu credință, simțindu-te pe tine, au crezut. Credința lor neclintită, în inimă, pe Domnul l-a primit. Ne proșternem cu recunoștință în fața ta azi, Iisuse, și te rugăm, ne iartă vina necredinței, îndoiala, delăsarea, dă necredință, ne curățește de noroiul deznădejdii. Ridică-ne din starea în care ne aflăm, căci la tine e puterea în luptă, izbânda. Dă-ne biruință. Amin.